E informația serii, vine de la Financial Times, care citează surse din Ucraina, care susțin că baloanele care au fost detectate deasupra României și Republicii Moldova erau rusești. De altfel, ucrainenii acuză că Rusia a început să trimită multe astfel de obiecte zburătoare deasupra Kievului, de exemplu astăzi pentru a declanșa alarma aeriană, pentru a epuiza stocurile de muniție pentru rachetele antiaeriene, în așa fel încât după aceea să se poată bucura de un aer, de un cer liber deasupra Ucrainei, ca să poată să atace cu mijloace convenționale. În aceeași declarație, ucrainenii spun că obiectele zburătoare identificate deasupra României și Republicii Moldova au fost baloane rusești. De spus că pentru România existența respectivului obiect zburător nu este o certitudine și nici măcar faptul că ar fi fost vorba despre un balon, evident. Deocamdată există mai multe cercetări care se fac pentru că vă reamintesc că după ce a fost identificat pe radar un semnal ciudat în sud-estul României, avioanele de vânătoare care s-au ridicat și timp de 30 de minute au cercetat zona nu au descoperit nimic. O altă întrebare care se naște odată cu acest anunț făcut de ucraineni este dacă există vreo legătură între Rusia și ciudatele obiecte zburătoare neidentificate de deasupra Alaskei și Canadei. Sunt cele pe care avioanele de vânătoare ale americanilor le-au distrus, dar nu au fost găsite niciun fel de rămășițe. Punem toate informațiile cap la cap în câteva minute împreună cu invitații noștri. Înainte, invitatul Digi24 este Gheorghe Mărmureanu, este directorul onorific al Institutului Național de Fizică a Pământului. Bună seara, domnule Mărmureanu! Despre cutremurul cu repetiție din Gorj, 5,2, 5,7 și activarea sau reactivarea unei zone seismice din România, cât de periculos este? Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! E un cutremur interesant, pentru că, de fapt, știm. A fost acum ceva... A fost o magnitudine mai mare. Și interesant este că pe harta de hazard seismic pe care am făcut-o acum vreo 7-8 ani, arătam această zonă, pentru că ultimul cutremur care a avut România, dar nu acum, așa, a fost o creștere a intensității seismice această parte a României. Acum 20 de ani când făceam primele hărți de hazard seismic de România, nu ne puteam, adică nu observam ceva ce s-a observat acum mai târziu. Deci în momentul de față este această zonă și cutremurile care au apărut zile trecute sunt, de fapt, o dezvoltare a seismicității în această parte a României. Au fost și la cutremurul din 4 martie în secolul trecut câteva date legate de acest cutremur în această parte a României și că s-au observat o creștere sau crește, dacă vreți, o dezvoltare a intensităților seismice. În această parte a României, puțin mai încolo, ajungem în Banat și în Banat avem foarte multe exemple de cutremure care au loc în secolul trecut. Deci nu este ceva deosebit, decât că această parte a cutremurilor până în Banat au crescut ca intensitate, vreau să spun. Ne spuneți că evenimentele din Gorj sunt, ar putea fi relevante și pentru o altă zonă seismică a României? Da. De fapt, eu am făcut o hartă de intensitate seismice acum 5-6 ani. Și apare foarte clar pe asta. Am avut o analiză foarte puternică cu multe date de biserici, de mănăstiri, de mai multe. Și care, foarte curând acum, chiar că sunt foarte clare. Mai mult, noi am ridicat valorile intensității seismice în această parte a României, pentru că pe timpuri, să zicem, cu timpul de 77, am avut niște probleme în această, în Craiova, să zicem.
Și chiar atunci am remarcat în treaba asta. Acum, eu am să văd în următoarele zile în ce măsură trebuie să intervin în România cu această activitate seismică mai puternică. Adică cu cât vom ridica intensitatea seismică a cu trebuie în această fază. Pentru harta de azar seismică a România. Că deja am o artă făcută și e ridicată față de alte mersi. Harta este, se potrivește cu aceste evenimente? Asta, această hartă a fost făcută acum 6 ani. Uh-huh. În cadrul programului național de cercetare în cadrul Institutului. Și uitați că acum s-a devenit. Deci chiar vreau să în zile următoare o să văd cum ce, adică, ce hotărâri voi lua în această privință. Adică ce hotărâri ați putea lua? Va trebui adaptată întreaga hartă, o confirmare a hărții de azar, să zic, pe care a făcut acum vreo 6 ani. Și dumneavoastră ne spuneți că zonele astea sunt legate între ele, sunt interconectate. Da, sigur că da, sigur. Totuși observ o treabă. Când am chiar la începutul carierei în domeniul acesta, aveam foarte multe activități seismice sau o activitate seismice dezvoltată în Banat. Aveam și lucruri foarte curioase. Adică, chiar într-un cimitir de asta, o parte era complet distrusă, o parte rămânea atinsă. Adică, există această parte a României, mai multe date pe care ce zic, sunt multe date interesante către Dunăre, în Barat, către... Acum despre sperietura celor care sunt foarte aproape de epicentru. 5,7 la 6,7 km adâncime și astăzi ni se spune de la Institutul Național de Fizică a Pământului că în epicentru oamenii de aproape de acolo au simțit un cutremur de 7. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e o reactivare puternică. Acum nu știu dacă... Eu am spus, că cu treabă de Turcia nu au nici influență asupra României și cu ales aparat. Și nu cred nici acum treaba asta. Dar probabil că este o creștere a intensității seismice, pentru că cu treabă de vrednicene încep să nasc, nu numai vrednicene, și astea care sunt în barat. Trebuie să știți că în 1916, de exemplu, a fost o acelor seismică foarte puternică a Sibiu. Atunci au căzut câteva biserici și de asemenea a fost o seismică puternică în partea Sibiului, barajul de acolo și mai departe. Văd că e interesantă istoria acestei activități seismice în România. Încărcătura, spuneți că nu are legătură cu tremurul din Turcia, pentru că am auzit și păreri că ar avea legătură. Atât de puternici ar fi fost cu tremurele din Turcia, încât ar fi încărcat unele din zonele noastre. Nu cred, pentru că tot timpul, de-a lungul istoriei, chiar la început acestui secol, secolul trecut chiar, au dat de foarte multe. De tot timpul am combătut, adică nu am crezut există o influență tehnică. Așa se zice că a Turciei are altă suprafață, o altă directivitate. Și ea pornește în Turcia, ocurește mâine Istanbulul, îl atinge, după aceea la stânga și parcurge toată partea de nord a Africii și ajunge până în Algeria, dincolo. Și este clar această de și am văzut chiar zilele trecute arta făcută de turci. Și îmi confirmă ideea asta. Bun. Domnule Mărvureanu, ne-ați spus că pentru dumneavoastră urmează câteva zile în care veți fi foarte atent, dacă nu cumva hărțile trebuie schimbate, odată cu activarea zonei Gorj. Și tot dumneavoastră ne-ați spus că e posibil ca ce se întâmplă în Gorj să anunțe altceva.
Spuneți-ne dacă pentru Gorj în mod particular, ce așteptări aveți? Dacă vă așteptați ca aceste cutremure să se repete, să le scadă intensitatea, să le crească intensitatea? Am observat și asta trebuie introdus, adică dezvoltat mai mult în hartă de hazard seismic pe această parte a României. De fapt, acum într-un proiect făcut intern, am făcut o hartă de hazard seismic la României cu date de ultimii, adică pot să spun că chiar peste 1000 de ani, și am o dezvoltare a activității seismice în Oltenia, în această parte a României, o dezvoltare către Banat. Adică către Banat. Și am să mă uit încă o dată pe studiile pe care le-am făcut și atunci voi interveni și vom modifica harta de hazard seismic a României. Avem nevoie de aceste informații. O știre nouă pentru telespectatorii noștri. La 21:02 minute în seara asta s-a produs un cutremur slab. Gorj, 3,2. Da. Poate fi considerat o replică a celui de ieri? Sunt foarte multe replici. Da, foarte multe. Este sigur și eu vreau să știu și am avut multe discuții la 4 martie 1977, când o parte din locuințele din Oltenia, chiar așa, a fost distrusă. Și aceste locuințe către Banatul. Deci, atunci nu eram sigur de așa, dacă m-am chiar tăsnic. Și am și modificat această artă de azi să ieșim. Să vedem, nu știu câți oameni au acum să sunt consultați, arta pe care l-am făcut-o și am terminat acum vă trei ani zile, în cadrul unui proiect românesc. Și cred că voi, atunci, acum chiar că am curajul să intru într-o acțiune de modificare a rețelei sale seismice a României. Câteva zile am reținut. Mulțumesc, Gheorghe Mărmureanu, directorul onorific al Institutului Național pentru Fizica Pământului. Din cauza evenimentelor din județul Gorj, evenimentelor seismice, există posibilitatea ca și alte zone seismice ale țării să aibă activitate, înțelegem, ele se pot influența unele pe altele, nu este o certitudine, se fac niște corelații statistice, istorice și așa mai departe. L-ați auzit pe Gheorghe Mărmureanu, în câteva zile se va edifica și e posibil să fie modificate hărțile de hazard seismic din România. Din cauza cutremurelor celor două din județul Gorj, 5,2-5,7, înainte să intrăm în emisie, erau peste 200 de replici. De când am intrat în emisie, la ora 21:05 și 2:35, s-a produs o replică de 3,2 la o adâncime de doar 5 kilometri. În studioul Digi24, invitații noștri în acest moment, Florin Negruțiu, realizator în fața ta, bună seara. Bună seara. Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, bună seara. Domnule ministru, și Corneliu Biola, este profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. Bună seara, Corneliu Biola. Bună seara. Le spuneam telespectatorilor că FT în seara asta, Financial Times, citează surse ucrainene care spun că obiectele zburătoare de deasupra României și Moldovei sunt baloane, au fost baloane rusești, ca și cele pe care ucrainenii le-au detectat astăzi deasupra Kievului. O precizare importantă este că pentru armată, la noi, nu e o certitudine că a fost vorba despre un balon, dar minte despre unul rusesc. Armata a ridicat avioanele de vânătoare pentru a cerceta zona după ce pe radar a apărut un semnal ciudat. După 30 de minute de căutări, militarii s-au întors la bază pentru că nu au descoperit nimic. Ucrainenii însă sunt siguri, domnule ministru, că sunt baloane rusești. Cum e? Bine, ucrainenii sunt siguri în ceea ce privește diverse semnale militare ale Federației Ruse, care într-o formă sau alta se referă la spațiul euroatlantic de ceva timp. Este de înțeles preocuparea de a ține sub alertă Alianța Nord-Atlantică. În altă linie de idei, dacă erau baloane rusești, dacă existau aceste obiecte și dacă
ținta lor era spionajul, culegerea de informații, nu ar fi absolut nimic nou. Acum criza a adus mai aproape în atenția opiniei publice și este bine că se întâmplă așa, dar vreau să vă spun că obiecte numite avioane, chiar de pasageri, cu transborderul închis ca să nu se poate comunica, la un moment dat greșeau traseul și intrau în spațiul aerian al României, avioane militare în egală măsură, generând reacția poliției aeriene occidentale, traversau anumite zone din spațiul aerian, este, din păcate, pot să vă spun, o politică, o atitudine a Federației Ruse de ani buni. Scopul, pur și simplu, testarea capacității de reacție. Evident, un singur avion n-ar fi produs cine știe ce probleme dacă nu ar fi apărut un incident de tipul celui din Siria, atunci când în 17 secunde un avion de luptă turc a doborât unul rus. Și țineți minte ce probleme s-au generat la nivel mondial atunci, aproape Turcia dorea să activeze articolul 5 din tratatul de la Washington, tratatul constitutiv al Alianței Nord-Atlantice. Deci, sperând fie într-o eroare, testând capacitatea de reacție în timp real, Federația Rusă a practicat astfel de... Și răspunsul a fost cel corespunzător, cel la care s-ar fi așteptat, mergând pe ipoteza că ar fi fost un balon rusesc. Militarii ne spun că așa trebuie să se întâmple. Ridică avioanele, văd despre ce este vorba. Presupun că despre acest lucru este în regulă. Folosirea balonelor, din câte am înțeles și eu tot de la militari, este o practică ceva mai veche. În primul rând sunt mai ieftine, în doilea rând au posibilitatea de a urmări o țintă în timp mai îndelungat decât sateliții. Ce ar fi dorit să mai știe din România, mă rog, aici rămâne de văzut. Dar, repet, ca și atitudine, nu m-ar mira. Deci este o chestiune care, repet, s-a folosit pe sistematic în ceea ce privește mai ales statele de frontieră ale Alianței. Declarație făcută de ministrul apărării Angel Tâlvăr pentru Agerpres este o declarație în legătură cu incidentul cu racheta de la sfârșitul săptămânii trecute. Ministrul apărării spune așa, confirm că ținta, deci racheta, despre care ucrainenii spuneau că a trecut bine mersi prin spațiul aerian al României, România și Departamentul de Stat au spus că nu. Și ministrul apărării spune astăzi, confirm că ținta, pentru că în termeni consacrați așa se numește, nu a intrat pe teritoriul României și ceea ce am afirmat noi încă de la început a fost confirmat de Departamentul de Stat în seara aceleiași zile. Deci evaluările pe care noi le-am făcut, evaluări care au ținut seama de comunicarea noastră cu aliații, au fost corecte, dar putem înțelege preocupările unui stat atacat care a pierdut teritorii și nivelul de alertă pe care acesta îl are. Am reprodus declarația, chiar dacă se referă la un incident mai vechi, pentru această punere în paranteze, între paranteze a, nu știu cum să o numesc, atitudinii ucrainene, Florin Negruțiu, care și acum este, o ia pe repede înainte, da? Ucrainenii ne anunță că a fost vorba despre baloane rusești, balon, la noi numai unul, celălalt în Moldova. Eu nu sunt specialist în baloane, nici rusești, nici chinezești. Dar mă gândesc că domnul ministru are dreptate. Vor și ei să vadă ce mai e pe aici. Probabil au vrut să vadă cine este ministrul apărării, dacă mai avem președinte, care este politica externă a României vis-a-vis de Ucraina, pentru că în multe rânduri este o nebuloasă. Nimeni nu vorbește cu nimeni aici. În niciun caz nimeni nu vorbește cu noi, știi? Uite, în legătură cu declarațiile doamnei Maia Sandu, președintele a reacționat de-abia azi. Declarații de o gravitate care extraordinară. Care anunțau o posibilă lovitură de stat. Americanii au reacționat imediat. România, care este, sau care se pretinde că este fratele mai mare al Republicii Moldova, reacționează după 3 zile la scandalul de ieri. Deci probabil au vrut să vadă și rușii cum stăm, nu? Care este politica externă a României și atunci au trimis niște baloane pe aici. E o discuție însă serioasă în legătură cu spațiul aerian și cu supremația aeriană pe care Rusia ar avea-o, dar pe care nu a folosit-o. Tot din Financial Times citeam că sunt citați experți din serviciile de
informații occidentale care spun că Rusia masează avioane și elicoptere la graniță. Fapt pe care l-am văzut și în urmă cu un an, înainte invaziei. Doar că Rusia, din nu se știe ce motive, nu și-a folosit supremația aeriană. Mare parte dintre avioanele și elicopterele rusești nu au fost trimise în luptă în Ucraina. Și aici eu am citit cam tot ce s-a scris în presa occidentală despre acest subiect. La un moment dat chiar a apărut un articol în The Economist, The Curious Case of Russia, Russia's Missing Planes. Adică e o nebuloasă de ce Rusia nu a atacat, nu și-a folosit supremația aeriană, având la un moment dat, la începutul invaziei, 300 de avioane de luptă pregătite pentru Ucraina. Un expert NATO spune că 80% din capacitatea aeriană a Rusiei este intactă și nefolosită. Și se așteaptă ca Rusia să atace în săptămânile următoare, da, în cel de-al doilea atac masiv pe care toată lumea îl așteaptă în Ucraina. Domnule profesor Viola, acum pentru ucraineni e o certitudine că aceste că erau baloane, unul la mână, și doi că erau rusești. Pentru noi încă nu e o certitudine, că nu știe nimeni ce era, cum era. Să fie vreo legătură între baloanele astea apărute deasupra Kievului și cele pe care americanii încă nu le-au identificat deasupra Alaskei și Canadei? M-aș mira și să mă explic de ce. E o aplicație care urmărește toate aceste zboruri pe care, comerciale mă refer, în toată lumea. Se numește Flight Radar, dacă nu mă înșel. Și care arată în timp real ce avioane circulă în spațiu aerian în toată lumea. Dacă vă uitați pe acea hartă, deasupra Ucrainei un mare gol. Nimeni nu mai circulă pe deasupra spațiului aerian al Ucrainei din 24 februarie 2022. Deci cine să trimită baloane în spațiul ucrainian? China e prea departe, în fine, nu cred că are un interes în momentul ăla. Deci singurii care sunt cei mai suspecți în această istorie sunt rușii. Nu cred că pentru motive de spionaj, că n-au ce să spioneze deasupra Ucrainei în momentul de față, ci cred că mai degrabă are legătură cu această război informațional, operațiuni informaționale, de a crea confuzie, de a crea anxietate, de a crea psihoză, de a obliga pe ucrainieni să aloce resurse, care nu prea le au, sau le au pe puține, ca să aloce resurse, să monitorizeze și acest lucru. Vom obține probabil o confirmare la un moment dat, cum un astfel de balon va fi doborât. Dar datele indică în momentul de față, ținând seama că nimeni nu zboară în spațiul aerian ucrainian, că cei care au cel mai mare interes de a crea o psihoză și de a crea o anumită derută pentru ucrainieni sunt rușii. Pe de altă parte, partea cu comunicatul care spuneați al ministrului apărării e și el interesant. Că dacă dumneavoastră ați menționat spațiul pe teritoriul României, dacă poate am greșit eu în arețelul corect, n-a spus spațiu aerian, a spus teritoriul României. Da. Spațiul aerian uneori nu prea se spune. Nu prea. Ce vreau să spun cu acea rachetă? Faptul că a trecut la 35 de kilometri sau a trecut la 2 kilometri sau poate chiar a trecut, nu e foarte clar, nu cred că are foarte mare importanță. Importanța are reacția care se obține la momentul respectiv. Pentru că dacă reacția este domoală, asta e un semnal care se trimite către Kremlin. Că poate, în sfârșit, genul ăsta de un fel de test pe care îl face Rusia. Și asta cred că este o problemă. Reacția târzie din punct de vedere politic, reacția chiar militară în anumite sunt semnale care nu sunt foarte încurajatoare din punct de vedere al securității României. Și cred că mesajul ar fi trebuit să fie mult mai. Gândiți-vă dacă acest lucru se întâmpla peste țările Baltice sau Polonia, cred că reacția ar fi fost mult mai vehementă. O rachetă testează și nu vrei să te testeze a doua oară, a treia oară și să răspunzi la fel. Ăsta este mesajul pe care îl vedem cu aceste rachete. Bine, nimeni nu vrea să intre în război, dar în momentul în care ai o rachetă, asta nu înseamnă că intri în război, ci reacționezi la o provocare care e destul de serioasă.
Deci aici ar fi o idee pe care ar trebui poate și guvernul să fie mult mai, sau în sfârșit Ministerul Apărării să fie mult mai ferm față de anumite provocări, pentru că sunt testați. Ăsta este război informațional al Rusiei de mult timp. Te testează. Care sunt vulnerabilitățile? Care sunt slăbiciunile? Cum reacționezi la scenariu A? Cum reacționezi la scenariu B? Și dacă tu dovedești slăbiciune, înviți agresiune. E simplu de la A la Z. Adică nu e foarte complicat în războiul acesta informațional să înțelegi care sunt aceste semnale. Al doilea efect care s-a obținut, a început această tensiune cu Ucraina. Că ucrainii nu sunt foarte vor să atragă România, război sau Polonia. Deci deja o anumită animozitate, când se vorbea, când e nevoie de unitate, o anumită animozitate s-a creat. Și cred că partea finală a comunicatului de la Ministerul Apărării încearcă să adreseze această animozitate și să rezolve. Deci mi se pare o nuanță pozitivă. Dar să nu uităm, România este testată, având în vedere faptul că această testare vine și pe fondul de situației din Moldova, pe care o vedem în momentul de față, o lovitură de stat preconizată. Lavrov vorbește de Moldova, nu se mai satură, de vreo trei săptămâni menționează Moldova aproape fiecare săptămână, care pentru un an de zile aproape nici nu a existat. Deci e clar că e o anumită intenție, un anumit scenariu pe care încearcă să-l promoveze Rusia în Moldova și care până în momentul de față nu i-a reușit. Săptămâna viitoare, marți, i-a anunțat marele discurs al lui Putin, care va marca un an de când a început războiul. Și toată lumea face speculații în legătură cu discursul ăsta, ce va conține, ce va face, dar până una alta, apropo de războiul psihologic și de cum vor rușii să ne facă pe toți să tremurăm, se aglomerează tot felul de vești, domnule ministru, în legătură cu cât de nucleară, cât de mare e puterea nucleară, cât de extraordinar ar putea fi mare veste mare despre un posibil test cu o posibilă rachetă Satan 2, care are 200 și nu știu câte de tone, care nu poate fi oprită niciodată, care și așa mai departe. Deci știrea este despre un posibil test cu această rachetă. Dar nu mai sunt posibile, ci chiar reale se întâmplă. Un exercițiu militar în Baltica, un exercițiu militar în Marea Nordului. Informații care vin de la norvegieni referitoare la faptul că navele care se află în Marea Nordului la acest exercițiu au arme nucleare. Și faptul că americanii au interceptat deasupra Alaskei două avioane rusești după ce le identificaseră pe cele trei deasupra Balticii la începutul săptămânii ăsteia. Deci se întâmplă ceva sau vor să ne lase să credem că se întâmplă? Cum vi se pare? După părerea mea, vor să ne lase să credem că se întâmplă, făcând, din punct de vedere al Moscovei, în mod evident, o greșeală tactică fundamentală, și anume. Așa cum a contat Moscova pe liniile de separare, mai ales între europeni, americani, atunci când a inițiat acest război în Ucraina. S-a dovedit că a fost o eroare fundamentală și Vladimir Putin, sunt convins că a conștientizat. Testul în legătură cu această variantă a fost acela de a vedea în ce măsură occidentalii vor fi solidari în legătură cu reacția, considerându-se că reacția față de Ucraina va fi gestionată din punct de vedere național. Pentru că, așa cum de altfel lucrurile se petrec și în acest moment, nu NATO sprijină militar Ucraina, ci statele membre NATO sprijină militar Ucraina și singura formă de coordonare din punct de vedere militar e grupul de la Ramstein, care tocmai s-a întrunit la Bruxelles. Ei bine, în această situație, știrea mai puțin bună este că, practic, în acest moment, Alianța Nord-Atlantică, dovedind solidaritate, nu neapărat a arătat-o din perspectiva protejării unui sistem de valori, nu neapărat a unui chestiuni generice, oarecum vag pozitive, ci ca răspuns la amenințare. Pe scurt, dacă vei continua amenințarea, nu vei face decât să întărești solidaritatea Alianței Nord-Atlantice. Și se consideră că, din punctul de vedere al președintelui Putin, ideea de a fi cât mai contondent, cât mai prezent în proximitatea statelor membre Alianței Nord-Atlantice cu un armament devastator, cum se spune, cu un armament irreversibil, dacă îl folosești,
arată, de fapt, un exces de personalitate și nu o gândire tactică. Un exces aplicat. De personalitate. Da. A lui Putin, evident. Da. Care vrea să ne arate că e puternic folosind rachete. 24 februarie trebuie transformat, din punct de vedere comunicațional, mai ales pentru cetățenii Federației Ruse. Acum un an erau poate câteva zeci, poate câteva mii de oameni morți, acum sunt sute de mii. Deci mesajul trebuie să fie unul de victorie iminentă, într-o formă sau alta. Pe teren nu se poate așa ceva, indiferent ce ofensivă și cât de violentă va fi ea organizată de Federația Rusă. Dar trebuie să transmiți un mesaj. Și atunci va încerca să ridice nivelul de așteptare și care este factorul descurajant în opinia Moscovei pentru Occident? Numai cel nuclear. Despre această rachetă Satan 2 care ar urma să fie testată într-o fereastră de timp care e... Ne aflăm în ea, în interiorul ei, între 15 și 25 februarie. Asta ar fi fereastra în care să fie testată racheta Satan 2. Exact, racheta... perioada. Exact, perioada care conține da. 24. Este racheta care nu se poate opri niciodată. Te și întrebi ce fel de test poate fi făcut cu o rachetă care nu se poate opri niciodată. Evident că e un test electronic, așa cum au fost testate și rachetele Iskander prin Baltica. Iar și prin Marea Nordului. Mesajul este că această rachetă este destinată țintelor din America. Cine vine pe 20 în Polonia? Biden. Deci, dar credeți că Joe Biden are vreun stres? Nu, absolut. Știrile astea sunt pentru publicul larg? Da, absolut. Deci niciun stres. Se cunosc în detaliu, pare să inclusiv elementele de strategie pe perioadă scurtă, într-adevăr, în ceea ce privește Federația Rusă. Deci există pe anumite mese răspunsuri foarte clare la ce urmează să se întâmple, că de fapt aici este întrebarea majoră. Noi comentăm ceea ce s-a întâmplat, că astea sunt datele. Ei bine, decidentul, mai ales cel puternic militar, trebuie să știe ce urmează să se întâmple. Ceea ce e cu totul și cu totul altceva. Anthony Blinken, secretarul de stat american, spune cât se poate de clar. Ar fi o mare prostie ca Ucraina să cedeze teritorii pentru pace. Pentru că s-ar deschide cutia Pandorei. Argumentele lui și comentariile noastre imediat, rămâneți aici. Semnale foarte interesante înaintea zilei în care Putin își va rosti celebrul discurs, marțea viitoare. Semnale foarte interesante vin din Statele Unite pentru că tot săptămâna viitoare vine în Europa, în Polonia, Joe Biden, președintele Statelor Unite. Washington Post citează mai mulți oficiali americani care spun că acum e momentul. Le transmit ucrainenilor că acum e momentul, acum ori niciodată, este un moment pivotal, important, al războiului. Acum ucrainenii trebuie să înceapă contraofensiva dacă vor să obțină înapoi de la ruși ce-au furat, ce-au furat rușii. Un alt semnal important vine chiar de la Anthony Blinken, care într-un interviu pentru National Public Radio din Statele Unite spune că ar fi o prostie ca ucrainenii să cedeze teritorii pentru pace. Pentru că asta ar deschide cutia Pandorei. Florin Negruțiu, astea sunt semnalele care vin, cred că e doar începutul, până săptămâna viitoare, ho-ho, mai avem timp. Dar eu, cum percepi încărcătura asta? Păi o să auzim tot mai des în Ucraina, vorbindu-se, sau despre Ucraina, vorbindu-se de către diversi analiști occidentali de aplicarea scenariului corean. Coreea a fost primul război fierbinte de după războiul rece, da? Înfruntarea Occidentului cu comunismul, cu China, Rusia și Coreea de Nord. Acel război nu s-a finalizat printr-un tratat de pace, ci prin încetarea ostilităților și trasarea unei linii de demarcație între Nord și Sud. Scenariul corean asta ar însemna ca Putin să rămână cu ce-a furat, iar linia de demarcație să se traseze pe actuala linie a frontului. Deci, practic, războiul să înghețe. Fără un tratat de pace, ostilitățile să înghețe, Ucraina să rămână în teritoriul pe care îl deține acum, îl controlează acum, iar Rusia să obțină provinciile
cucerite plus Crimea. E, un astfel de scenariu cred că nu poate fi acceptat în primul rând de poporul ucrainean, pentru că tot războiul de până acum, toate morțile, toată suferința ar fi inutile, ar fi fost în van dacă cineva acolo ar negocia un astfel de scenariu, ar negocia o astfel de pace cu Putin. Și apoi ar trebui să faci această negociere cu Putin. Ori cu Putin în momentul ăsta nu știu cine ar putea să stea la aceeași masă. Nu știu cine din lumea occidentală ar putea avea încredere în Putin. Se pot găsi niște emisari, dar probabil că poți avea încredere în Putin după ce le-a spus tuturor că el nu invadează. Un scenariu corean ar însemna că Rusia rămâne o amenințare și mai aproape de România decât a fost până acum. Deci și mai aproape de granițele NATO decât a fost până acum. Și că această încetare a focului nu poate să însemne altceva decât o pregătire a Rusiei pentru o nouă ofensivă. Astfel încât, probabil, singura cale de a găsi pacea este înfrângerea Rusiei, definitivă, și împingerea Rusiei peste granițele pe care le-a... Întrebarea e dacă ar fi posibil încălcat. Să vorbiți și despre scenariul Hong Kong, o să vorbim și despre scenariul Hong Kong, dar mesajul mie mi se pare, domnule profesor Biola, următorul. Noi suntem aici, noi americanii, suntem aici ca să-i susținem pe ucraineni să meargă până la capăt, să-și redobândească tot teritoriul Ucrainei. Dumneavoastră, cum înțelegeți? Cred că este mesajul care explică foarte bine de ce este europenii, România, Balticii, Polonia au încredere în americani și au mai puțină încredere în europeni. Și asta este o axă foarte solidă. Pentru că ei se tem și se tem cu justificări întemeiate. Polonia a fost fărtecată de 3 ori de Rusia. Balticii au fost incorporați. România a avut problemele ei pe care le cunoaștem. Deci, această istorie nu poți să o mături. Ei sunt în prima linie. Și când aud genul de mesaj de la Blinken, care nu, este exact ceea ce ei știu că este nevoie. Vorbeam de scenariul corean. Scenariul corean a funcționat. De ce a funcționat? Nu pentru că s-a semnat acel armistițiu, ci pentru că au fost 70.000 de trupe americane în Coreea de Sud. Acum s-au redus, dar pe timpul războiului era un detașament foarte semnificativ și de armament. Va accepta Ucraina acest lucru? 50.000, și nu mai vorbesc de Statele Unite, 50.000 de soldați americani în Ucraina? Da, s-ar menține pacea. Dar sunt alte condiții. Deci, ce vorbește Blinken de mai mult timp este că nu există o soluție la problema de garanție. Nimeni n-a făcut pasul înainte să spună, nu garanție gen memorandumul de la Budapesta, o hârtie semnată care are valoare zero, cum s-a dovedit, dar o garanție în sensul că dacă, cum spunea domnul Negruțiu, Rusia din nou va ataca și va ataca 100%. Nu-i nimic în istoria ei care să spună că acest lucru nu se va întâmpla. Dimpotrivă, dacă Rusia va ataca din nou, cine va interveni? Nimeni n-a făcut pasul înainte. Deci Blinken, în momentul a vorbit și în decembrie, spunea că în momentul de față singurul scenariu este ca Ucraina să devină un fel de Mare Israel. Mare Israel în sensul că Israel se apără singur în Orientul Mijlociu. Și asta înseamnă înzestrare militară, transformare a Ucrainei fundamental din punct de vedere al societății și o colaborare pe termen lung. Inclusiv Henry Kissinger a afirmat într-un interviu că relația dintre NATO și Ucraina ar trebui formalizată. Ea e informal, există în momentul de față, o vedem cu toții, dar ar trebui formalizată. Deci sunt câteva scenarii care ar indica, dar asta însemna transformarea Ucrainei într-o redută, un fel de Mare Israel militar care să reziste la viitoare atacuri. Dar acest lucru este în același timp posibil dacă Ucraina este integrată în structurile NATO și europene. Pentru că Ucraina puternică o să creeze anumite animozități în regiune. Deci, genul acesta de soluții cred că le are Blinken și justifică încrederea pe care este europenii, au spus-o. M-a bucurat foarte mult anul trecut Ursula von der Leyen când a spus, de exemplu, că da, voi este un european, ați avut dreptate, ne-ați avertizat. Odată, de 3, de 4, de 5 ori că se întâmplă ceva în est. Și acum vă dăm dreptate. Cred că acest șoc încă nu s-a materializat la Paris, nu mai vorbesc de Berlin,
Dar mesajul lui Blinken cred că vine în această direcție. Domnule ministru, mesajul e clar. Deci Joe Biden vine cu veste de la Washington că rămâne cu ucrainenii, că îi ajută să meargă până la capăt. Vor merge până... Pot să meargă până la capăt cu ce au acum? Cu toată diferența, eu îl știu pe Tony Blinken. El nu vorbește ca orice diplomat de carieră decât pe mandat. Deci asta nu este valoarea lui Blinken neapărat. Este valoarea unui grup strategic și el a fost doar transmițătorul de mesaj. Ce mi se pare, nu știu ce să cuvânt să folosesc, interesant, este că din ce semnale și din ce cunosc eu legat de poziționările lui Blinken în această perioadă, acest mesaj nu prea îi se potrivește. Deci ceva s-a schimbat din punctul de vedere al atitudinii Statelor Unite, clar. Ceva s-a schimbat. Bun, dacă s-a schimbat și s-a schimbat în bine, este absolut în regulă. În legătură cu ce spunea domnul Negruțiu, Corea de Sud, Corea de Nord. Da, a fost această discuție. Ce spunea domnul Biola, în egală măsură este corect. Israel, 1967, a fost o discuție la care s-a mai adăugat Germania de Est, Germania de Vest. Problema în ambele, în toate cele trei scenarii, se numește Federația Rusă. Pentru că la Corea de Sud, Corea de Nord, China poziționată în spatele Coreei de Nord, practic a lăsat până la urmă un anume tip de, într-adevăr, armisticiu, atât s-a putut și atât este acolo. O situație de facto care nu produce criză este maximul ce se poate obține. Dar a acționat, cum spun chinezii, de multe ori, calibrat, din punctul ăsta de vedere. Nu același lucru se poate, cel puțin după datele problemele de astăzi, gândi în legătură cu Moscova față de Ucraina de vest. Într-adevăr, în Corea de Sud au fost staționați între până la 60-70 de mii de militari americani. Hai să ne imaginăm, în acest moment, dacă aducem 60 de mii de militari americani sau alianții nord-atlantice, nu, americani nu o să mai aducem atât de mulți vreodată în Europa. Cum va reacționa Federația Rusă avându-i acolo la 20 de kilometri? Dacă asta se întâmple, vor considera că sunt în război cu NATO. Iată. În al treilea rând, primirea NATO și UE. Cum ar reacționa la primirea NATO? Că Ucraina intră în Alianța Nord-Atlantică fără patru oblasturi? Din punct de vedere al magnitudinii așteptărilor Federației Ruse ca NATO cu totul să se retragă până la, în alianamentul din 1997, ar reprezenta pentru ei o lovitură de imagine extraordinară. Deci, practic, NATO, într-adevăr, le-ar veni la frontieră. Înseamnă că, și nu vreau să fac comentarii suplimentare, dar sunt convins cei de la București, care sunt decidenți, înțeleg foarte bine. Înseamnă că și din punctul de vedere al americanilor, dar de altfel și a Federației Ruse, s-a renunțat la zonele buffer. Ceea ce nu știu dacă această decizie s-a luat sau poate fi luată într-un interval de timp. Pentru că zona buffer până acum era Ucraina. Ucraina și Republica Moldova. Ori dacă NATO și Statele Unite ar fi în Ucraina, atunci ar fi la contact. Repet, sunt la contact. La graniță. Da? Orice provocare, orice acțiune sub steag fals, poate într-adevăr să-i angajeze. Pentru că în momentul în care... Știam o regulă, mă rog, ne învățau și pe noi alții, o regulă, atunci când negociezi acorduri militare sau politico-militare, orice ai face, să nu-i pui față în față două superputeri. Chiar dacă e doar un exercițiu militar. Sub nicio formă, pentru că se intră în spirală. Apare un accident și la un moment dat lucrurile pot... Sau executarea de capul lui a unui ofițer la un moment dat... care nu neapărat a fost comandată de la cel mai înalt nivel, dar trebuie girată, pentru că situația tensionată e de așa manieră încât politic nu-și poate permite să se delimiteze de un atac. Se pare că doborirea avionului malaizian a fost o situație similară. Bun, deci, pe scurt, aceste scenarii, într-adevăr, toate cele trei au fost discutate și sunt și acum într-o oarecare evaluare. Singura problemă, garanțiile pe care le poate oferi Federația Rusă, că nu schimbă situația de fapt. Iar garanția asta încă nu vedem cum ar putea fi oferită. Exact. Un minut mai avem, domnule ministru, și vreau să vă întreb un lucru. Cum se împacă această poziție, pare să fie una dură, neschimbată?
poziția administrației Biden față de ce se întâmplă în Ucraina, da, față de război, polonezi. Și informațiile că susținerea în Congres a viitoarelor pachete de ajutor militar s-ar putea să nu mai fie atât de solidă ca până acum. Deci da. Cum se împacă cele două? Într-adevăr, în Camera Reprezentanților se discută foarte serios. Momentul limită când se epuizează stocul de armament pe care Statele Unite ar putea să-l aloce Ucrainei. Dacă ați observat, Stoltenberg a ieșit și a spus despre muniție, alertă roșie, nu mai e muniție, puneți mâna și fabricați. Deci, pe baze naționale se livrează muniție, nu, în condițiile astea statele NATO, fiecare trebuie să se gândească și la propria securitate, nu își pot afecta zona respectivă, iar Federația Rusă știe acest lucru. Sigur, se îmbină mai mulți factori aici. În primul rând, iarăși îl citesc pe domnul Negruțiu, în primul rând, ideea de a opri războiul. Noi concepem pacea în sensul că se face un acord și toată lumea fericită constată că va fi o pace de tipul acordului de la Dayton în fosta Iugoslavie. Se pare că, dat fiind calibrul forțelor implicate, nu va fi așa și că, într-adevăr, într-o primă fază, să vorbim de oprire a crizei, a un armistițiu, după care pacea vine în etape. În etape, într-o perioadă determinată. Cu Putin. Despre Putin vom vorbi după o scurtă pauză. Ce mai face Putin? Cum se simte Putin? E foarte sigur că nu are cum să piardă. O analiză foarte interesantă, Sky News, despre situația în care se află dictatorul de la Kremlin, pentru că, na, toată lumea se gândește că probabil în capul lui e că va câștiga. Nu mai e că va câștiga, dar e sigur că nu va pierde. Ce înseamnă asta, imediat rămâneți cu noi. Se apropie un moment important pentru ambele tabere. 24 februarie, la sfârșitul săptămânii viitoare, se face anul de când Rusia a invadat Ucraina. De când Rusia a invadat Ucraina cu gândul ca în 3 zile se pună mâna pe țară, se schimbe puterea de la Kiev, după aceea nu mai era clar ce ar fi vrut să facă rușii. Că nu le-a ieșit, știe toată lumea. Ce se va întâmpla de aici înainte? Cum se va termina războiul din Ucraina? Asta ne interesează pe toți. Și pentru că se apropie momentul 24 februarie, se încarcă, fiecare dintre tabere se încarcă. De-o parte, am văzut că va veni Joe Biden în Polonia pentru a le transmite ucrainenilor că americanii vor fi cu ei până la capăt. De partea cealaltă, o analiză despre Vladimir Putin. În Sky News, la Sky News, televiziunea britanică, există un oficial britanic, un politician, care folosește același termen și în legătură cu Putin. Până la capăt. Putin va rămâne la putere până la capăt, cu excepția cazului în care moare sau are loc o lovitură de stat, ceea ce este improbabil. Nu este probabilă niciuna dintre cele două ipoteze, să moară sau să fie o lovitură de stat. Putin nu poate câștiga războiul, dar este absolut sigur că nu are cum să piardă. Vă reamintesc cine este în studioul Digi24, invitații noștri, Florin Negruțiu, Corneliu Biola, Cristian Diaconescu și ni se alătură Iulia Joja, este coordonatoarea programului pentru Marea Neagră la Middle East Institute de la Washington. Bună seara, Iulia Joja! Bună seara, bine v-am regăsit! Ce înseamnă până la capăt pentru ucraineni? Ce înseamnă până la capăt pentru ruși? Cred că pentru ruși e clar. Și-ar dori să aibă Ucraina până la Liov. Dar nu se va întâmpla. Cum e cu până la capătul ăsta? Până la capăt pentru ruși este întotdeauna varianta lor în momentul în care invadează, își stabilesc niște ținte și țintele de data aceasta au fost destul de clare. Înlocuirea regimului de la Kiev nu au reușit și atunci au început să se concentreze în special pe Est, pe Donbass, după ce au pierdut o serie de bătălii și de orașe. Dar știm într-adevăr de foarte mult timp că nu i-am dat suficiente motive lui Putin să se oprească. Știm că ucrainienii depind de ajutorul Occidentului, în special în ceea ce privește ajutorul militar și că Occidentul tot ezită în ceea ce dă ucrainienilor, tot le spune că le dau tot ceea ce au nevoie. Ucrainienii contrazic pentru că numerele reale în Ucraina arată foarte, foarte clar că rușii au în continuare supremație în ceea ce privește capabilitățile militare și în ceea ce privește resursele umane, chiar dacă ele sunt net mult mai prost antrenate în raport cu ucrainienii și nu au succes.
Din nou, Putin nu are niciun motiv să se oprească, iar pentru cealaltă parte, pentru ucrainieni, nu au nicio posibilitate să se oprească, pentru că pentru ei este o luptă existențială și singura variantă este să-și recapete întreg teritoriul. Problema, de fapt, rămâne în Occident, unde nici până acum nu am formulat, în ceea ce privește decidenții din marile capitale occidentale, nu au formulat un obiectiv clar. Cum vrem să ajutăm Ucraina? Până la ce punct? Ce parte a teritoriului? Întreg teritoriul internațional recunoscut sau teritoriul care era liber, independent, înainte de februarie 23? Și dacă nu am formulat niciun obiectiv, nu putem să formulăm niciun termen la care vrem să obținem acest lucru, astfel încât acum, după un an, suntem într-o situație mult mai bună decât eram acum un an, în raport cu ajutorarea ucrainienilor, dar nu atât de bun în comparație cu unde am fi putut fi. În acest moment, de fapt, dacă ne uităm la cât de puternice sunt capabilitățile militare dovedit ale Occidentului cu care a ajutat Ucraina, știm că am fi putut încheia acest război dacă le-am fi dat până acum instrumentele necesare să îi împingă în afara teritoriului pe ruși. Dar nu suntem încă în acest moment și atunci durata de acum încolo va depinde tot de noi în Occident. Dacă noi vom continua în acest ritm, vom prelungi și mai mult. Dacă vrem să economisim costuri pe termen lung, trebuie să nu mai cenzurăm ajutorul militar și ucrainienii știu asta cel mai bine, de aceea se tot roagă de noi de aproape un an de zile să le dăm instrumentele de care au nevoie pentru a ajunge la măcar o relativă pace și a elibera teritoriile ocupate, în care știm ce se întâmplă atunci când intră rușii. Domnule ministru, Putin pare mai sigur pe el decât oricând în anul ăsta de război. Am primit tot felul de informații despre starea de spirit de la Kremlin, despre nemulțumirile celor din jurul lui, despre cum unii generali ar fi pus la cale un puci și așa mai departe. Acum, la un an distanță, e mai sfidător ca oricând. Da, o modificare de nu se poate face decât în bula din jurul conducătorului. Numai acolo pot apărea compulsii. În momentul ăsta nu sunt, se pare, create premisele necesare. În al doilea rând, alerta în ceea ce privește răspunsul occidental s-a încercat. Sullivan, Consiliul de Securitate Națională și William Burns, da, șeful CIA, s-au întâlnit cu 3 luni înainte de a începe invazia cu 4 șefi, explicându-i care vor fi consecință. Patrușev a tăcut, evident necrezându-i sau neavând mandat să poată accepta chiar și un dialog flexibil. Până la capăt, din punct de vedere al Federației Ruse, nu înseamnă numai Ucraina. Înseamnă 2 lucruri. În primul rând, transformarea ca un stat nuclear să transforme un alt stat membru aflat în comunitatea statelor onusiene, în cadrul ONU, într-un teritoriu. Pur și simplu, într-un teren. Prin desființarea statului. La un moment dat, o putere nucleară poate face așa ceva. Sau crede că poate face așa ceva. Ceea ce reprezintă un precedent devastator. Că poate și alte state nucleare să gândească să acționeze la fel dacă pentru Federația Rusă lucrurile au fost în regulă. Și a doua, de asemenea extrem de gravă, este transformarea lumii libere. Dușmanul, satanul, dintr-o lume care se bazează pe reguli, pe valori și pe standarde, într-o lume care se bazează pe tranzacții în Europa privind sferele de influență, la nivelul comunității internaționale, între state servante și state stăpânitoare. O astfel de paradigmă nu poate fi acceptată. Nu este, este irreversibilă dacă, într-adevăr, din punct de vedere al Ucrainei, situația poate fi tratată cu lejeritate sau cu flexibilitate, care pe moment s-ar putea să se dovedească utile. Dar din punct de vedere al precedentului, că în relații internaționale, când spui cuvântul precedent, practic cam acoperi o decizie 60-70%. Referirea la o situație de aceeași calitate și cantitate. Ori în acest moment, pe de o parte, cum spuneam, Federația Rusă merge absolut liniar pe politica clară, funcționează și în diplomație, nu numai militarie. Inițiativă și escaladare. Permanent am inițiativa și în egală măsură cum se face acest lucru? Prin escaladare. Vă spuneam,
Și asta sunt relatări ale partenerilor ruși. Cum ne apărăm cel mai bine frontierele? Extinzându-le spre vest. Ceea ce are o logică cinică, cum e ea, dar are o logică. Ori din acest punct de vedere, toate aceste demersuri, pe care și din punct de vedere comunicațional, Moscova încearcă să le facă irreversibile. Adică, practic, nimeni, inclusiv Putin, să nu mai poată să întoarcă o situație de acest fel. Da, generează tensiuni, diferențe de abordare. Cred că, acum m-am mai gândit, cred că declarația lui Blinken, de fapt, e premergătoare vizitei lui Biden. În ce sens? În sensul de a fi cât se poate de categoric. Biden nu va mai veni a doua oară în Europa. Ori din pe perioada acestei crize, ori din acest punct de vedere, cum au un anume tip de mesaj, un anume tip de atitudine, ei vor pur și simplu să pună steagul. Să spună, cele două dimensiuni pe care merge Moscova sunt de neatins. Cum om reuși să le rezolvăm, vedem. Mai ales, cum îi spunea lui Scholz când s-au certat pe tancuri, mai ales prin leadership-ul european și prin coeziune între noi toți. Și un detaliu, ne întoarcem la discuția despre Putin și situația în care se află, domnule profesor Viola, imediat, dar înainte, scurt, câteva detalii despre trenul pe care îl folosește Putin, pentru că nu mai merge cu avionul. Paranoia lui a ajuns și la mijloacele de transport, nu-i place că avioanele se văd pe radar, toată lumea poate să vadă ce avioane se plimbă prin spațiul aerian al Rusiei, și atunci folosește trenul, cum face dictatorul nordcorean, de exemplu, care nu pune piciorul în avion, merge numai cu trenul, chiar și deplasările lungi pe care le face cu trenul. Și Putin la fel. Haideți să-i vedem trenul. У Владимира Путина никогда не было недостатка в средствах передвижения. В его распоряжении дельтапланы и квадроциклы, вертолеты и лошади, батискафы, мотоциклы и яхты всех размеров. Но в поездках на дальние расстояния российский президент в основном предпочитал пользоваться бортами летного спецотряда России. В спецпоезд обязательно входит вагон для президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи. Эти вагоны бронированы. Броня делает поезд заметно тяжелее, поэтому тащит поезд не один локомотив, как в случае с обычным пассажирским составом, а сразу несколько. И еще один цепляют сзади, про запас. Президент всюду путешествует в сопровождении офицеров ПСО, которые обеспечивают ему спецсвязь. Закрытый канал, по которому можно общаться, не опасаясь, что разговор подслушают. В спецпоезде тоже установлено необходимое для этого оборудование. Снаружи его почти не видно. Почти, потому что на крышу выведены радиоантенны, а их закрывают специальные округлые кожухи. Такие же кожухи видны еще на одном поезде, на котором Путин в 2019 году открывал движение по Крымскому мосту. Президент воспользовался этим составом лишь однажды, но спецсвязь на него все равно установили. Есть еще несколько технических отличий от обычного состава, но и этих деталей достаточно, чтобы найти спецпоезд Путина. Под описание подходит вот этот состав. Несколько локомотивов, антенны спецсвязи. Все на месте. Сложно утверждать, действительно ли это спецпоезд Путина, поскольку нет фото, где президент был бы снят входящим в вагон. Но собеседники досье, которым мы показали снимки состава, сказали, что это почти наверняка тот самый бронепоезд. Сколько же все это стоит? Поезд не самый ходовой товар. Рынок предназначен для больших покупателей, которые приобретают составы в результате крупных тендеров. Поэтому наши расчеты достаточно условны. Но все же. У спецпоезда Путина 4 локомотива, 3 спереди и 1 запасной, позади. Стоимость одного локомотива примерно 131 миллион рублей. Значит, 4 локомотива – это почти 525 миллионов рублей. В спецпоезде 11 вагонов. Один вагон – это примерно 45-50 миллионов рублей. 11 вагонов – это 495-550 миллионов рублей. Итог чуть больше миллиарда рублей. И это без учета затрат на то, чтобы бронировать несколько вагонов и поставить на них спецсвязь. Есть и еще одно доказательство, что перед нами непростая электричка. На вагонах можно заметить фирменный знак. Это эмблема компании Grand Service Express. Îți pui întrebarea, domnule profesor Biola, care ar fi presiunea exercitată de cine asupra lui Putin
ca să pună capăt războiului. Mai degrabă presiunea invers. Să-l ducă până când îl va câștiga, nu? Asta vrea toată lumea în Rusia. Oricum, asta și-ar dori cei din jurul lui. De acolo vine presiunea. Da, dar să ne amintim cine este Putin. Este șeful unui regim dictatorial. Într-un regim dictatorial, imaginea de slăbiciune poate fi fatală. Deci el este obligat să proiecteze forță, super încredere, viitor de aur, genul acesta de narativă. Pentru că asta oarecum îl menține din punct de vedere pozitiv în ochii multora. Ar trebui adăugat câteva elemente. Faptul că, într-adevăr, până acum nu au fost multe provocări împotriva autorității sale. Poate cea mai însemnată ar fi fost acea mobilizare parțială care e continuă, de fapt, și are loc în continuare, care ar fi creat anumite tensiuni. Să nu uităm, din datele oficiale prezentate și Ministerul Apărării Britanic și cel american, numărul celor care și-au pierdut viața soldații ruși se apropie de 200.000. La un moment dat va fi un decont. Dar el trebuie să proiecteze această situație, de aici și toată discuția despre rachetele nucleare. Imaginea, narațiunea pe care a început să o construiască în ultimele 2-3 luni este că Rusia nu poate fi învinsă. Uh-huh. Sunt mai multe elemente care se leagă de această narațiune, că Rusia nu poate fi învinsă, pe care o cultivă, o prezintă în fața vestului și o prezintă și celor din interior. Dar Rusia nu poate fi învinsă, trebuie citit altfel, că nimeni nu se gândește că ajunge NATO sau cineva la Moscova. Deci aici e o anumită glosare peste ce înseamnă Rusia să nu fie învinsă. Dar aș mai adăuga un al doilea element la această proiectare de forță. E Ucraina, dar e și Moldova. Elementul nou ultimele săptămâni e Moldova. Retorica, agresiunea, retorica mai agresivă a lui Lavrov și al celorlalți este destul de clară. Mesajul președintei Maia Sandu de acum câteva zile este o strigă de ajutor. Este o situație foarte periculoasă. Și m-a uimit oarecum o anumită reacție din politicieni români, miniștrii de apărare, care oarecum diluau sau minimizau problema de acolo. Situația trebuie luată, cum a luat-o și Statele Unite, au luat-o și liderii NATO, cât se poate de serios. Ucraina este un zid pentru România, zidul numărul 1. Moldova e o altă, apropo de bafăre și de situații de aceste gen. Deci aici nu se poate discuta amatoristic că e vorba de politică internă, un risc de securitate maximă. Și faptul că el intervine această discuție prin Lavrov dintr-o dată să încerce din nou să creeze instabilitate în Moldova este un semn destul de prost. Dar aș adăuga, ca să concluzionez, aș spune că încrederea lui pleacă de la faptul că rușii s-au supus, au plecat la război în turmă și mor în număr foarte mare și de aici nu apără nicio provocare. Și al doilea că este obligat să proiecteze această forță. Dar ar trebui să fim foarte atenți la situația din Moldova. Florin, ministrul apărării din Marea Britanie spune așa, 97% din armata rusă se află în Ucraina. E vorba despre mijloace, despre tot ce au ei la dispoziție și ce pot duce, nu vorbim despre ruginiturile pe care probabil nici nu le mai pot mișca. O rată de pierderi foarte, foarte mare, spune Ben Wallace, 2/3 din tancuri au fost distruse sau au fost avariate. Există și evaluările ucrainenilor că deja acum în Ucraina ar fi 326.000 de soldați ruși. Asta e siguranța lui Putin? Că a dus acolo tot ce putea să ducă și că duce elicoptere și avioane la graniță? Nu a dus tot ce putea să ducă. E drept că forțele terestre sunt epuizate și că a suferit mari înfrângeri în Ucraina în anul ăsta de zile, dar, așa cum spuneam la începutul emisiunii, nu și-a folosit avioanele. Uh-huh. Forța aeriană a Rusiei este consistentă și a rămas intactă. Pierderile în ceea ce privește avioanele și elicopterele au fost mai puține, mai mici decât pierderile pe care le-au avut forțele terestre. Astfel încât, probabil, la aniversarea de un an a războiului, Putin își va etala și forța aeriană și forța nucleară. Până la capătul lui Putin, încerc și eu un răspuns, este, după mine, până la capătul vieții. Ăsta este războiul lui Putin.
iar Putin va fi dispus să ducă acest război până la capătul vieții sale. Putin este un tiran rânced, care a împlinit 70 de ani, deci a depășit cu vreo 2 ani speranța de viață la bărbați în Rusia și este dispus să meargă până la capăt pentru că știe că nu poate să câștige acest război. Nu va trăi ziua în care să vadă o victorie în Ucraina și de asta el nu poate să piardă războiul ăsta. Tot ceea ce înseamnă perioada de acum până la sfârșitul vieții sale va fi o etalare a unor câștiguri parțiale pentru că știe că nu se poate întoarce acasă cu o înfrângere. Deci e foarte bună constatarea că Putin nu poate câștiga, dar nici nu poate pierde în Ucraina. Pentru Putin asta înseamnă până la capăt, până la capătul vieții lui. Pentru Ucraina, evident, până la capăt înseamnă Crimea. Împingerea Rusiei în afara granițelor, inclusiv recuperarea Crimeei. Pentru Statele Unite, până la capăt, nu poate să fie diferit acest capăt de capătul pe care îl vede Ucraina. De pildă, americanii s-ar putea să constate la un moment dat că Rusia a fost învinsă în Ucraina, că și-a epuizat potențialul destructiv, că și-a distrus arsenalul militar, că este o țară falită economic, că este pe butuci și asta ar putea să însemne pentru Statele Unite o victorie împotriva Rusiei. Și atunci, într-adevăr, am putea avea o discuție dacă victoria, dacă acest capăt văzut de american coincide cu capătul văzut de ucraineni. Cert este, ce încerc să decriptez din declarațiile oficialilor americani și oficialilor ucraineni, inclusiv cei militari, că ne așteaptă 6 luni, cel puțin 6 luni, o jumătate de an, în care fiecare parte va încerca să obțină un knockout împotriva adversarului. Este esențial ce se întâmplă în următoarele 6 luni. Vedem că deja ajutorul Occidentului, ajutorul militar acordat Ucrainei, întâmpină greutăți. S-ar putea ca la un moment dat în Statele Unite, principalul aliat militar al Ucrainei, să se pună problema ca acest ajutor militar să vină mai greu. Deja vedem semne. Deja vedem semne că populația, susținerea populației în ceea ce privește ajutorul militar acordat Ucrainei este în scădere. Orice politician american cred că se uită în primul rând la alegătorii lui și la semnalul care vine dinspre alegători. Deci, cred că ne așteaptă 6 luni cruciale în Ucraina și cu ajutorul armamentului occidental și a susținerii financiare occidentale să sperăm că Ucraina va reuși să obțină această contraofensivă de succes. Către finalul întâlnirii noastre din această seară vom vorbi despre situația de criză generată de PNRR, de fapt nu PNRR-ul e de vină, ci guvernul de la București, care nu și-a îndeplinit obligațiile. Sunt vreo 23 de subiecte pentru care Comisia Europeană așteaptă explicații din partea Bucureștiului ca să dea drumul banilor. Deci miliardele alea minunate, extraordinare, pe care România le așteaptă de la Uniunea Europeană sunt acum între paranteze, pentru că Bucureștiul mai are explicații de dat. Despre această situație, către finalul întâlnirii, cum spuneam, înainte, Iulia Joja, despre politica externă un pic schimbată, un pic adaptată, updatată a Federației Ruse și turneul ăsta fulminant pe care îl face Sergei Lavrov în tot felul de țări din lumea a treia, cum arată? Este un pic, după cum spuneați și dumneavoastră, pentru că vedem pe parcursul acestui război că Rusia are mult mai puțini aliați pe cât și-ar fi putut dori. China este și nu este pe jumătate, de-abia acum au început zvonurile și primele investigații cu privire la
un ajutor militar relativ care ar fi putut fi trimis de către China înspre Rusia. Iranul ajută, Coreea de Nord se mai gândește din ceea ce știm și a mai rămas Belarusul, care încearcă să se agațe și sau să rămână în afara conflictului pe cât poate, reușește doar într-o anumită măsură, dacă ne gândim mai ales la prima etapă acestui război. Și atunci Lavrov, pentru a compensa, face un turneu, nu primul, în special în sud, în special concentrându-se pe state africane, pentru a livra mesajul care nu este unul deloc nou din partea Kremlinului, și anume că Occidentul, noi suntem decadenți, că nu avem valori și că suntem niște ipocriți. Prin urmare, statele din afara Occidentului ar trebui să se alinieze cu Rusia. Dar știm că succesul nu poate fi unul decât unul foarte limitat, pentru că ceea ce poate să ofere Rusia este foarte, foarte puțin, atât din punct de vedere economic, cât și în ceea ce privește pachetul de valori la care tot face aluzie Lavrov și așa mai departe. Dar ceea ce e important să înțelegem este că politica lui Lavrov, așa cum o anunță cu mici schimbări de colo-colo, așa cum și politica militară sau strategia militară a Rusiei, au tot fost anunțate schimbări pe parcursul ultimului an, este de fapt o continuitate impusă de singurul, de fapt, decident din Rusia, și anume Putin, care de nu de ieri, de alaltă ieri, ci de peste un deceniu, vorbește din ce în ce mai mult despre faptul că Rusia se află într-un război cu Occidentul, într-un război cu, în special, cu Statele Unite, dar și cu toți aliații Statelor Unite, printre care ne numărăm și noi. Și atunci Lavrov nu face decât să execute, ca întotdeauna, ideile lui Putin în absența altor variante. Astea sunt variantele cele mai la dispoziție în ceea ce privește anumite resurse militare, anumite resurse naturale foarte limitate, la care Rusia încearcă să apeleze, cât și prin comerț crescut ca alternativă la Occident, după ce să nu uităm faptul că unul din cele mai mari și surprinzătoare eșecuri pentru Rusia pe parcursul ultimului an a fost faptul că a trebuit să renunțe la piața de desfacere a produsului, singurului produs rentabil pe care poate să-l exporte Rusia, și anume energia. Nu depindea în aceeași măsură Rusia de noi, cum depindeam și noi, dar am reușit pe parcursul la câteva luni, în cea mai mare parte, să ne desprindem de Rusia. Și atunci Rusia încearcă să găsească alternative, știm că nu va reuși, dar asta nu îi va da motive suficiente nici în politica externă, nici în politica militară, în strategia militară, să renunțe la această relație conflictuală cu noi, Occidentul, să ne atace în toate modurile convenționale, prin proxy în Ucraina, dar neconvențional de foarte mulți ani prin războaie cibernetice, războaie informaționale, șantaj economic și așa mai departe, din nou în lipsă de alte variante. Bun. Și, domnule ministru, lista vizitelor pe care le-a făcut Sergei Lavrov în ultima lună și jumătate sunt în felul următor. Eswatini este fostul Swaziland, Mali, Africa de Sud, Eritrea, Sudan, Mauritania și Angola, cu excepția notabilă a Africii de Sud. Te poți întreba ce obține Lavrov de la celelalte? De ce? Doar vrea să bifeze? Vrea să aibă o listă cât mai lungă? De ce? Cred că îi se cere mai mult. Îi se cere imposibilul. Adică să asigure deschiderea ale Federației Ruse, care să compenseze, mai ales din punct de vedere economic, regimul de sancțiuni. Pe de altă parte, se duce acolo să vândă ce mai poate vinde Rusia. Da. Pe de altă parte, încearcă să obțină și o masă critică în Adunarea Generală ONU. Pentru că se așteaptă mai ales niște mișcări politice în ceea ce privește instanțe penale internaționale care să se uite la alegațiile deocamdată în ce privind crimele de război în Ucraina. Implicarea Consiliului de Securitate, a Adunării Generale ONU, ar fi, conform Cartei ONU, esențială din acest punct de vedere. În al treilea rând, mă gândesc că acum 2-3 ani avea deschise toate capitalele lumii, Lavrov. Deci,
vă spuneam, diplomatul birocrat care transmitea mesajul corect într-un sens sau în altul, fiind vorba de Federația Rusă, era acceptat peste tot. Acum să ajungă în aceste țări pe care cred că nu le-a călcat niciodată, nici nu știu dacă au ambasade pe acolo în statele respective, mi se pare chiar un anume tip de semnal, pe care evident mulți ar trebui să-l înțeleagă prima, în ceea ce privește viitorul. Pentru că în condițiile în care devine atât de nefrecventabilă, încât în state greu de pronunțat, al cărui nume greu de pronunțat, sunt singurele care îl acceptă, că sunt convins că a avut o gamă mult mai mare de solicitări în ceea ce privește aceste vizite, ne arată ceva, cum va arăta din punct de vedere al izolării. Și mai e un lucru, pentru că ați pomenit de viitor. Asta este, de fapt, un simptom al trecutului. Rusia lui Putin se comportă ca un imperiu de secol XIX. Or, un imperiu de secol XIX, ce are el? O arie de influență. Rusia încearcă să arate că este un jucător global, un imperiu, da? Care are, iată, în ciuda sancțiunilor vestului, propria lui arie de influență. Și strânge cu arcanul câteva țări africane care îl... care îl primesc pe Lavrov. Cred că ăsta este mesajul. Nu suntem singuri. Avem țările noastre, avem pretinii noștri, știi? Și Ceaușescu se ducea la pretinii lui în anii 70-80. Astea sunt țările prietene pentru Rusia lui Putin. Obiectivul anunțat al acestei noi politici, domnule profesor Viola, este de a strânge masă critică împotriva Occidentului. Cred că cu Mauritania, Mali, sunt țări pe care eu le cunosc, am fost acolo, sigur reușește o masă critică împotriva Occidentului. Vă rog. Pe lângă ce a spus domnul ministru și domnul Negruțiu, într-adevăr, referitor la suportul pe care speră să-l obțină, dar eu am dubile mele privind acest lucru de suportul la ONU. Să nu uităm un lucru. Principalul produs de export al Rusiei în toate aceste țări pe care le-ați menționat sunt armamentele, pe care ea nu le mai are, Rusia, acum. Sunt contracte care sunt în derulare. Toate aceste zone, în afară de Swaziland, sunt zone de conflict. Și, într-un fel, este și, cred că e mult mai tranzacțional. Suportul din sudul global este destul, nu este neapărat ideologic, este foarte tranzacțional. Două state din Africa, Maroc și Sudan, au trimis arme Ucraina. De ce? Pentru că au fost sub presiunea Statelor Unite. Deci e și acest element, în condițiile în care este această penurie de muniție și faptul că principalul produs de export pe care Rusia își exerce această zonă de influență în Africa sunt armamentele, că este o motiv pentru aceste vizite mult mai pragmatic de a-și menține anumite contracte și de a convinge aceste țări să nu facă ce a făcut Maroc și Sudan, anume să furnizeze armament Ucrainei. Aici aș vedea oarecum vizita lui Lavrov, dar într-adevăr este într-o competiție de a-și menține un anumit statut în cadrul ONU, care în momentul de față este destul de diminuat din, în sfârșit, declarațiile și pozițiile care au fost exprimate în cadrul ONU. E foarte interesant cum în emisiunile de propagandă de la Moscova, de exemplu, li se spune rușilor că Federația Rusă este susținută de un număr mare de țări. Iar Federația Rusă este susținută de un număr mare de țări. La ucraineni știm, le dau armament 50. 50 de țări ale planetei ăsteia trimit armament în Ucraina. Rușii se laudă cu nenumărate țări care ar susține Federația Rusă. Pentru cine, iar ne întoarcem la orgoliul lui Putin, pentru că te poți gândi cine ține, unde e bursa susținerilor? Unde se ține? Cine pune, cine împarte ecranul în două și vede cine pe cine susține și care are mai mulți? Într-adevăr, corect. În țări în care este criză, în țări care deja primesc susținere, să zicem, din partea Franței, adică oricum ar intra în coliziune cu un alt stat alianței nord-atlantice, dar mai ales, repet, ce fel de viitor? Când îmi trimit un ministru de externe în exterior, se presupune că pune bazele unei cooperări pe termen mediu și lung, nu face doar o vizită, că nu face turism. Ori, din acest punct de vedere, ce construcție strategică poți să faci când aceste țări, săracele, probabil pentru un sprijin economic, cât o fi el, sau, într-adevăr, militar, armament,
eventual pentru o huntă, pentru o miliție din statul respectiv. Poți spera, în condițiile în care doreai să fii transformată dintr-o putere regională într-o putere globală. Care mai e perspectiva unui astfel de proiect? Dar mă tot gândesc la Lavrov și cum... Nu, vi se pot, nu se potrivește imaginea, deci da? Este, nu. E Lavrov pe care știați înainte de 2014? Deci cum se spune, când avea ceva de spus, toată lumea se întorcea cu fața la el. Eu... discuție în diplomație din punctul de vedere. În momentul în care ai ceva de spus, să nu fie omis. Practic, deși oarecum contraargumentativ, în acest moment se consideră că Federația Rusă este nefrecventabilă. Da. Asta este. Serghei Lavrov este în situația în care pleacă trântind ușa. Iese din sările unde să nu oamenii ce urmează spun... să se spună. Exact. Unde oamenii spun că nu sunt de acord cu ce se întâmplă, cu ce face țara lui. Iar el pleacă nervos. Iese din sala în care nu vrea să fie. Deși e o regulă principială, un diplomat nu iese din sală orice s-ar întâmpla, orice să spune. Dar să zic că l-a admirat pe Lavrov. Pe vremuri... Nu l-a admirat pe Lavrov în niciun caz. Dar... Cum s-a transformat Lavrov din... diplomatul a respectat de întreaga lume în Solovyovul lui Putin. Pentru că, cum vă spuneam, era birocratul standard. Deci, diplomatul, având în spate un anume tip de mandat, uneori îl respectă în litera și spiritul său, cazul Lavrov, alteori nu. Sau, mă rog, ceva mai puțin. Ori, în această situație, clar că este obligat să respecte acest mandat. Se simte obligat, se supune acestui mandat. Deci nu considerați un diplomat de vârf de carieră ca fiind o persoană, ci ca fiind o instituție. Ori din acest punct de vedere, între instituția care era în urmă cu 3 ani și instituția care a ajuns acum... Sigur, ministrul fondurilor europene de la București ne spune, nu vă panicați, nu e motiv de panică, suntem în interiorul celor 30 de zile de prelungire. Până când Bucureștiul va explica Bruxellesului ce e cu cele 23 de subiecte și după aia poate primim și banii. Dar 23 nu sunt puține, Florin Negruțiu. PNRR-ul este un program unde dacă nu îți îndeplinești toate obiectivele, pierzi toți banii. Nu poți să mergi doar pe unele și pe altele să le lași la urmă. Noi am ajuns în faza a doua a programului în care ar trebui să lucrăm la așa numitele reforme, pentru că a da cu trafaletul știe oricine. Să pui rigips, mai merge în țara asta. Să faci reforme, aici trebuie să scoți sistemul din inerție. Ori noi avem restanțe la reformele pe care le-am angajat prin acest program în fața Comisiei Europene. Eu sper că ce spune ministrul fondurilor europene se va realiza, pentru că altfel... Nu e cap de linie. Altfel, da, e cap altfel, de linie. De fapt, hai să o spunem direct. Dacă nu rezolv problema pensiilor, de pildă, nu o să ai autostrada Moldova. Ăsta fiind un jalon. Oricât de paradoxal ar suna. Deci nu rezolv cu pensiile, nu ai autostrada Moldova. Toate merg la pachet. Ori aceste jaloane trebuie respectate. Dacă nu le respecti, nu primești finanțare pentru marile proiecte de infrastructură. Pe infrastructură am mers bine, cel puțin pe infrastructura asta rutieră, pe contractele de autostrăzi, chiar s-au mișcat niște lucruri. Ar fi mare păcat să ne necăm în momentul ăsta. E foarte interesant, domnule ministru, că cei de la Comisia Europeană s-au simțit obligați să și explice publicului cum stau lucrurile. Iar Comisia Europeană spune așa, pensiile speciale sunt un subiect pentru tranșa a treia cerere de finanțare, nu cea de acum, ci următoarea. Deci ar trebui ca între asta și următoarea, guvernul de la București să rezolve problema pensiilor speciale. Și Comisia spune așa, Comisia nu are specialiști în pensii, e vorba despre o obligație pe care voi v-ați asumat-o. Nu avem competențe în această chestiune, angajamentul României a fost alinierea tuturor pensiilor, inclusiv cele militare, se spune în comunicat, alinierea tuturor pensiilor, inclusiv cele militare, la principiul contributivității. Ok. N-a descurc-o pe asta. Da, ce nu am înțeles și de aici a apărut probabil și o zonă dubitabilă la Comisie, de ce? Duc câte am auzit public la postul dumneavoastră de televiziune, ideea a fost că până la urmă proiectul pentru o legislație ce urmează să fie adoptat a fost elaborat de Banca Mondială. Exact. Exact.
De ce nu suntem în stare? Nu avem a, sau cumva politic să argumentăm. Mă, eu n-aș vrea să stai. Da, au venit ăștia de la Banca Mondială și suntem strânși cu ușa de, cu PNRR-ul. Ce e asta? Deci, repet, funcție de acest tip de derobare de răspundere, pot să înțeleg de ce legislația nu e bună când poate fi făcută bună, nu există aici argumentul. Dacă nu poți să o faci bună, pleci și lași pe altul care să vină să o facă bună. Și de ce se amână și se amână și se amână, mințându-se în stânga și în dreapta că renegociezi. Nu se poate renegocia. Eventual, situații excepționale generate de cazuri fortuite, mai ales în domeniul energiei. Punct. Pentru că e situația din Ucraina. Atât. Și atunci, care e problema? Derobare de răspundere? Uite că nu merge. Ăsta va fi cuiul lui Pepelea? Da. Ăsta. Tranșa a doua nu este condiționată de pensiile speciale. Mă aștept ca acest hop să fie trecut pentru tranșa a doua, însă tranșa a treia va fi cumplită. Pentru că acolo, într-adevăr, e o mare problemă. Sistemul politic a arătat în ăștia 30 de ani o mefiență, o sensibilitate sporită la zona militară. Și când spun zona militară, mă refer la toată zona, la sistemul militar. Militari, armată, poliție, servicii. E, să-i vedem pe politicienii noștri cum le vor explica serviciilor că le vor amputa privilegiile financiare. Dar probabil că și ăsta e un lucru prost înțeles, pentru că nu e vorba despre niciun fel de pensie. De pensie aflată în plată. Sigur, sigur. E vorba despre legea ceva ce ar trebui să înceapă de acum înainte. Dar lucrul ăsta adică este care asumat de România, nu de un partid, de Guvernul României, deci de România, în fața Comisiei Europene. Guvernul s-a angajat. Da, întreaga clasă politică s-a angajat la lucrul ăsta. Un ministru, în afară de cel de externe, prim-ministru, președinte, trebuie să primească mandat de la guvern. Că am văzut discuția cum își împing ei politic de la un partidul ăsta. Ministru X, ministru Y. Exact. Care se circulă un memorandum, mai mulți își dau avizele miniștrii care sunt legați de astfel de subiect și unul dintre miniștri pleacă să negocieze. Deci tot guvernul a aprobat negocierea punct cu punct. Probabil ei s-au entuziasmat văzând cele 30 de miliarde. Și au zis, las că îi îmbrobodim noi cumva, în maniera românească, să ajungem noi acolo. Nu s-a gândit nimeni că va ajunge la etapa a treia, în care chiar trebuie să facă aceste reforme. Și reforma pensiilor și a pensiilor speciale este într-adevăr cea mai problematică în tot acest pachet angajat cu Comisia Europeană. Mulțumesc, domnilor, vă mulțumesc, mulțumesc Iulia Joja, mulțumesc Corneliu Biola. Imediat, Oana Zamfir, cu ultimele informații. Vă reamintesc că în seara asta ucrainenii spun pentru Financial Times că obiectele zburătoare care au fost detectate deasupra României și Republicii Moldova au fost baloane rusești. Pentru România, ce a fost nu e foarte clar. Noi știm doar că a fost un semnal pe radar. Militarii care au plecat să cerceteze n-au descoperit nimic, deci noi nu știm nici măcar dacă a fost vorba de un balon. Pentru ucraineni lucrurile sunt ceva mai clare, din motive explicabile. Detalii de la Oana Zamfir imediat. Seară bună!